Proiectul care prevede construcția arenei Chișinău a fost susținut în lectură finală în Parlament și de către liderul grupului PPM, Valeriu Ghilețchi. Coincidența sau nu, după câteva luni mai târziu, printre companiile subcontractate de firma turcească Suma, s-a regăsit și SRL-ul condus de nepotul lui Ghilețchi, Alexandru Frai. Despre faptul că s-a implicat în construcția arenei, conducerea companiei a anunțat pe Facebook. Pe pagina oficială au fost postate mai multe fotografii, atât din ziua lansării a construcțiilor, cât și din timpul lucrărilor. Totodată, potrivit ziarului de gardă, Alexandru Frai a colaborat și anterior cu firma Suma, fără vreun ajutor din partea unchiului său din Parlament. TV8 nu a dat de el ca să ne ofere un comentariu. În schimb, Valeriu Ghilețchi a respins orice legătură cu businessul nepotului său. Nu am absolut nicio legătură. În toți anii de activitate al lui Alexandru Frai, el n-a avut și un contract de stat. E un băiat care n-a plecat peste hotare, a rămas aici să câștige o bucată de pâine și iată ce se întâmplă. Sunt lucruri lipsite de teme, doar așa o tentă electorală de denigrare. Între timp, lucrările de construcție a arenei par să nu fie avansat prea mult. Astăzi, pe șantier, am observat doar câțiva oameni. Paznicul nu ne-a permis să ne apropiem de obiect. Să vorbim cu cineva, cu vreun diriginte de șantier, dar nu trebuie să mă, nu trebuie să mă agresați. Păi de dușeți, deci nu mi-au spus că nu vă dau voie degeaba. Puteți să-i contactați acum și să-i spuneți că noi suntem aici. Hai, nu, eu nu pot. Ulterior, de noi s-a apropiat un diriginte de șantier. Acesta a declarat că la fața locului nu este nimeni din conducerea companiilor, pentru că lucrările de bază au fost sistate din vina gerului. Temperatura de minus 10 grade și utilajele sunt din țara noastră, din Moldova, sunt destul de vechi, care nu fac față la temperatura asta. Și dacă vom avea o iarnă geroasă? Nu o să avem o iarnă geroasă, iarna o să fie așa, numai cel de sus știe, probabil, cum va fi iarnă. Arena Chișinău ar trebui să fie gata peste un an. Acest proiect, criticat de experții economici, dar și de politicienii din opoziție, a fost anunțat la începutul anului 2018 de la tribuna PD de către Vlad Plahotniuc. Construcția arenei va costa aproximativ 43 de milioane de euro, iar statul va trebui să întoarcă acești bani timp de 12 ani.